Luminează-ți mașina cu LED-urile, luminile ambientale și centurile colorate de la LogoLED. Link în descriere. Dacă te întreb acum câți bani ai băgat în ea, îmi spui? Da, de ce nu? Peste 40.000. 40.000 de euro? Da, da, da. Ce a fost foarte greu a fost anul acesta, în care am băgat 400 de milioane odată. Nici un regret, unul mic acolo, în suflet, în colț acolo. Nu există, nu există. Și să mai punem prețul de achiziție a mașinii. Deci fără preț de achiziție? Fără preț. Și ce văd eu? Văd un bord făcut din Alcantara, da, cu îmbrăcat de mine. Cred că nu mi-am făcut niciun concediu măcar, de 5 ani, 6 ani nici nu exista chestia asta. Nu am avut așa ceva, mi-e vestit decât în mașină. Ei, în schimb, măcar dacă am băgat în mașină, văd în fiecare zi. Este în principiu cam singura făcută în România, din ce am înțeles. Cât a costat conversia la 4x4? Eu în mare parte îmi comand chestiile pe AliExpress. Multe chestii pe AliExpress sunt originale. În principiu sunt aripe vazate, ulterior eu am făcut din, să spunem ce-i drept din chit, cum spune omul. Caută mânerul, unde-i mânerul? Și este managementul vechi în partea stângă. Man, dar de ce s-a tăiat cablul peste tot? Am vrut tot timpul să fie ceva mai diferit, dar câteodată îmi prea să poate. Ai tăiat mult din lonjeroane? Ia uite, așa avem aici noi pe fața de ușă. Și văd că mai e și un virtual cockpit, nu? Da, sunt făcute de mine, nu există pe Octavia 2. Mai spun că am cumpărat plasticele astea, toate astea originale. Este în principiu o folie inteligentă, fix așa o să găsește pe internet. Puțină lume știe de acest lucru. Sunt tetrilin 6 pisonașe, okay, cu disc de 350 Brembo. Dar observ eu aici două fire înădite, ce-s astea? Firele respective, în momentul de față, încă n-am terminat mașina. Bă, dar astea sunt frâne de Lamborghini? Nu sunt de Lamborghini, sunt de Touareg. Salut, tare, mai și mai la un nou vlog, este un vlog special, deoarece astăzi numă Skoda Octavia 2, care e transformată într-o Skoda Octavia 2 Facelift de către proprietar, care are mult mai multe modificări decât ați putea crede. Dacă fim așa puțin pe lateral, vedeți că mașina are și perne de aer, are o culoare super interesantă, dar toate lucrurile faine le veți afla în acest clip dacă dați un like, un share și un subscribe pentru a ajunge la cât mai mulți oameni acest clip. Salutare, domnule! Salutare! Cum te găsești lumea pe Instagram? Cristi Petrișor. Dați un follow acolo pe Instagram pentru că poate cine știe, sunteți posesor de VAG și vreți să faceți niște modificări la mașina voastră. Te-ai săturat de mașinile samsarite cu kilometri dați înapoi și daune mari și de samsare care îți râd în față după ce ți-ai luat o țeapă? Ia-le pâinea de la gură și verifică-ți mașina pe Car Vertical cu 20% reducere din linkul din descriere. Car Vertical este aplicația unde îți poți verifica kilometrii mașinii și daunele ascunse pe care niciun samsar nu ți le-ar spune. Verifică-ți mașina cu 20% reducere din linkul din descriere sau folosind codul MERITĂ. Spune, domnule Cristi, despre ce mașină este vorba? Este Octavia 2 normală la bază, 2006, 1905 cai. Mașina a fost modificată de la tracțiune până la cutie și toate cele. Când vorbim de tracțiune, mașina era tracțiune față și... Okay. Am făcut o DSG. DSG 4Motion. Deci e și 4x4 acum. Da, este și 4x4. Mașina a survenit foarte multe modificări, de la partea interioară, mecanică, estetică. Și efectiv s-au investit foarte mulți bani, foarte multă pasiune și... Mie mi se pare fenomenal, în momentul în care încep oamenii să modifice tracțiune, să faci din 2x4, 4x4, să îi schimbi, nu știu, facelift, non-facelift, să faci chestiile astea, mi se pare deja că intri prea mult în lucrurile astea, adică modificări. Exact. Ideea e următor. Mașina a fost Octavia 2, 2006, și eu am vrut să fie ceva mai diferită. Am vrut să o fac efectiv peste 2012. Este în principiu cam singura făcută în România, din ce am înțeles. Mai multe, cred că poate vor fi câteva mașini mult mai frumoase decât a mea, dar consider că eu zic că s-a investit destul de mult timp și chiar s-a ajuns la un rezultat mult mai bun, ca să spun. Clar, și bani, dacă s-au făcut toate lucrurile astea, și banii sunt pe măsură. Exact. Cred că nu mi-am făcut niciun concediu măcar, nici măcar un concediu de 5 ani, 6 ani, nici nu exista chestia asta. Nu am avut așa ceva, mi-am investit decât în mașină, foarte, foarte, foarte mulți bani. Păi și merită să nu mergi în concediu măcar o dată pe an pentru o mașină? Exact. Merită? Da, chiar merită. Satisfacerea pe care ți-o dă mașina respectivă, adică mașina asta, pentru mine este... Cum să spun, o tură cu mașina este suficient. Bine, și dezamăgirea pe care ți-o dă o mașină când ai băgat ția bani în ea și încă pică ceva, atunci este depresie totală. Da, bun, exact. A ieșit soarele puțin, hai să vorbim de culoare, dacă tot a ieșit soarele, spune despre vopseaua asta de culoarea mașină. Este după Nissan GTR, okay, cod culoare EBG.
Eu în principiu am vrut una mult mai deschisă, dar ulterior este mult mai închisă decât mi-am dorit eu. Băi, eu oricum bine. O să fac o altă culoare, o am deja. Elironul este vopsit în culoarea respectivă și interiorul de la capotă. Ce nu înțeleg eu totuși? Oglinzile. Chiar nu înțeleg, oglinda albastră? Haideți să vă spun și aici toată chestia, nu. Oglinzile nu sunt albastre, nu le-am vrut albastre. Mașina, mă uitam dacă a avut... la ele să văd dacă sunt albastre sau nu. Oglinzile de fel sunt cele mici de Octavia 2 normale, acestea sunt de Octavia 2 facelift. Eu am cumpărat un kit complet cu motorașe, cu buton și cu oglinzi complete. Ulterior am pus și niște semnalizări dinamice. Se văd aici frumos. Da. Și o să vină acum, urmează să ajungă și... Tot n-am înțeles. De, jos. De ce sunt albastre? Așa le-am cumpărat. A, deci mi-ai apucat să le vopsești. Nu, n-am apucat în momentan să vopsesc, urmează să intre la vopsit mașina complet. Bun, deci hai să vorbim. Culoarea mi-ai spus că e de Nissan GTR, n-ai știzat cum vrei tu. Îți spun ce înseamnă să faci o Skoda Octavia 2 facelift. Ce trebuie să modifici? În primul rând, aripi? În principiu aripi și de aripi și bară. Și suporți de bar, hai să spunem așa, ca să-ți dea mult mai ok. Atât, capota rămâne aceeași, doar că se modifică câteva prindere pe ea. Atâta. Ok. Mașina are și un kit de perne de aer și văd că e și un număr pe tratul ăsta, că e de la de auto-utilitară, nu? Da, să spunem așa. A fost emis oricum de poliție, deci este legal, nu există nimic ilegal, să spunem, la numere. Ce mi-a, dacă era puțin mai mic numărul ăsta, era perfect. Nu ai voie. Nu este ai cel voie, de moto acela, acesta este număr pătrat. Este legal. Ăla e moto, nu ai voie cu așa ceva. Pe ăla aș pune. Știu, la, de la fel, dar nu se poate așa ceva. Hai să mergem puțin la treabă, dacă tot este să vorbim de suspensie. Avem o suspensie pe perne de aer, avem un etrier care tu ai spus că nu e de Lamborghini, sunt doar capacele de Lamborghini sau tu ai scris acolo? Nu, sunt etrieri în 6 pisonașe cu disc de 350 Brembo. Deci ce vedem noi aici cu scris Lamborghini nu e capac? Nu, nu este etrier. Capac, este etrier de 6 pisonașe. Dar ai scris tu Lamborghini pe el? Da. Dă bine, ce drept. Chiar arată foarte bine, așa dacă am zis era, și eu. Dacă era capac era ură, dar dacă nu, e etrierul... Nu, nu e... facem așa ceva, țigănele așa nu. Pe spate avem un sistem de frână de 3.2 benzină de Golf 5 cu, parcă am pus discuri Zimmerman de 312, pardon. Și văd că e tirul albastru, deci se leagă cu oglinzile. Nu, așa, nu, așa le-am cumpărat. Pe Golf 5 vin originale albastre și nu le-am vopsit nici pe astea. Singurile le-am vopsit că pe cele pe față. Spune-mi despre kitul de perne de aer. Ce kit de perne de aer este managementul vechi, din ce știu. Cred că din 2015, este foarte vechi. A, și încă merge. Da, încă merge, încă își face momentan treaba. O să urmeze un management tot așa față-spate, dar ceva mai nou, sau poate digital, încă nu m-am decis. Deci nu este independent pe fiecare roată, este față-spate. Doar pe punte. Față-spate. E, uite, cred că cu asta am merge cu sistemul ăsta de perne de aer, care mi se părea mie că nu... Instabilă. Instabilă, nu? Este, contează foarte mult și amortizoarele. Ce amortizoare după ea? Amortizoarele pe spate sunt cele stock, acum le-am pus cele stock, okay. Am avut cele sport, mult mai scurte. Mi-au curs cred că într-un an de zile. În momentul de față, pe față, am modificat amortizorul, a fost curtat 2 cm din corp și 4 cm din tijă. Ulterior, acum o să urmeze încă 3 cm scurtat din corp, pentru că am pus niște flanșe camber și efectiv mi-a ridicat mașina, am avut ulterior flanșe de polo. Flanșe camber pe care le-am pus și noi pe 39 și le-am dat jos în 2 zile că băteam mașina toate. Era haos, nu o suportam, jur. Exact, aici și la mine și în acest caz. Ce-mi place foarte mult și, băi, nu știu, dacă aș putea să legalizez vreodată o chestie, aș legaliza folia pe față. Mi se pare fenomenal cum arată toată treaba asta și dacă știți pe cineva care face, nu știu, management din ăla să coboare două foițe. Se găsește în momentul de față. Se găsește? Da, costă 30 de milioane în principiu. Este în principiu o folie inteligentă, fix așa o să găsește pe internet. Puțină lume știe de așa lucru. Okay. Acum câțiva ani de zile nu existau, tocmai acum s-au... A apărut și pe anul România. Stați și mie în comentarii cum se numește chestia aia, să-mi las și mie. Eu sincer mi-aș pune pe 38. Bă, la evenimente când am... Să făcut... face toată neagră, nu se mai vede nimica. Așa aș vrea, frate, și parbriz și tot. Stopurile sunt de facelift? Da, facelift. Mamă, dar aici nu prea e mare diferență la stopuri. Nu prea nu asta mai aici la stopuri. Nu, da, îți dai seama decât după chestia aceasta. Atâta. Ăsta este roșu la Octavia de normal și ăsta este... Toată diferența asta e, nu? Transparent, da. Și diferă un pic la forma, să spunem așa, ca și... Botul diferit, adică NFL-ul cu FL-ul chiar e diferit, dar spatele chiar nu-i mare diferență. Eleronul ăsta care, băi, e un portofoliu puțin mai deschis. Exact, acesta o să fie culoarea mașinii. Sincer să spun, e mai mișto așa. Știu, este după Octavia 4, dacă nu mă înșel, 2013 sau ceva de genul. Chiar arată bine în felul ăsta. Văd că ai făcut și clean look pe spate, numai ei. Cred că este făcut în 2014 sau 2015, ceva de genul. Cu chit, cu ce? Că n-a crăpat nimic. Da, este făcută la reprezentanț. Am avut mașina casco până în 2018, ceva de genul. De când ai tu mașina asta? Din 2008. Ea e 2006 la bază. Deci tu ai din mașina asta din 2008? Da, a fost mașina familiei. Ai mei au luat-o de la bunicul meu. 16 ani? Da. Mamă, frate, dar tu știi din bară în bară pe asta. Exact. Am absolut toate chestiile la ea până în 2018. O vei vinde vreodată?
Nu cred. Nu? Nu vreau acest lucru. Bine că dacă... Deci dacă mi se oferă o sumă colosală, nu cred. Dacă te întreb acum câți bani ai băgat în ea, îmi spui? Da, de ce nu? Adunat pe parcurs de 10 ani, okay. Deci de 10 ani, nu facem ca alții... 10? 10, da? 10 ani, peste 40.000. 40.000 de euro? Da, da, da. Și stau să te întreb pe tine, la, când ne ajung la 20.000 de euro, să zicem așa, da. Mi se pare o sumă imensă, mi se pare că am băgat 10.000 de euro în 39 ore ăla și nu mai poți să-l mai vinzi, adică nu mai ai ce, da, să mai vinzi. Și eu am zis, bă, mă opresc la treaba asta, că deja o iau razna. Tu când ne ajung la 10.000 de euro, mi-ai spus, bă, de ce mai bag bani în ea? Că deja ai dublat valoarea, deja treci peste, mult peste prețul ei. Au fost chestii, cum să spune, mici upgrade-uri tot, uh-huh, timpul. Făceam o chestie, apoi o desfăceam, stai că îmi plăcea altceva și etc. Deci chestia asta tot timpul am făcut-o. Nu mi-a plăcut, de exemplu, o triplă. O dau jos, vreau altă triplă. Nu știu când și văd. Și îți dai seama că, evident, banii, cum să spune, băgându-i pe parcurs, nu au fost o sumă... Pe care ai simțit-o niciodată. Exact. Să zici, mamă, gata. Ce a fost foarte greu a fost anul acesta, în care am băgat 400 de milioane odată. Păi ce ai băgat? În cutie, în plafon, mașina n-a avut geamuri electrice, deci foarte, foarte multe chestii. Ok. Și tu mi-ai spus că ai pus o cutie, ai pus un DQ500. Este o cutie DQ500 la bază, da. Pentru că 4x4, pentru că ce putere are mașina? 250 de cai, ceva de genul. Și 400 cu plumătul, nu? Nu, cam puțin. Nu, mai mult, 450, hai să zicem 450, bun. Da. Eu nu înțeleg totuși cum ai reușit să faci tot filmul tot aici în spate. Cum ai reușit să faci? În principiu sunt aripe vazate. Ulterior am făcut din, să spunem, ce-i drept din chit, cum spune omul. Mă, se vede că e chit puțin, da, uite, se vede, da, așa puțin, da, sculptat. Da. N-am avut cum altfel. Am zis că totuși nu, nu vreau să umplu, să tai, să decupez, pentru că nu se știe dacă o să-mi placă. Și am zis totuși să fac așa un mic test. Dar sunt curios dacă, de cât timp le-ai așa? Un an de zile. N-a crăpat încă? Nu. Bine că la chit cam la al doilea an crapă. Nici al doilea, depinde cum pregătești, contează, da, foarte mult pregătirea. Și tu mi-ai spus mie de folie asta pe dreapta, da, că tu ai folie doar pe geamul, da, doar pe geamul acesta. De ce? De ce? Pentru că mare parte polițistul când vine la tine, se uite doar la geamul la șofer. Smart, frate, așa e, pe bune, deci... Am de 3 ani de zile sau 4 ani folia asta, nu m-a oprit absolut nimeni. Adevărat, fără, niciodată nu te oprește, din, tot timpul e în stânga ta. Exact. Bă. Niciodată nu vine la pasager. Să vedem cum arată și aici la motor. Lasă-mă să ți-l desfac eu. Că multă lume face acest lucru. Lasă-mă să ți-l desfac eu. De când am pus grill, aceasta nu se mai deschide suficient de bine. Ah, ok, bun. Ce-ți bagi mâna, practic, stai. Bă, băiatule, cred că singurul filtru de aer, atât de mare, e aproape cât motorul. Să zicem. Deci uitați-vă și câtea ce părca de filtru. Nici nu are loc joja, uite-le și tu puțin, adică... Să într-o parte. Că trage aer din joja. Octavia, vezi că nu are amortizor. Pe capotă? Nu are. A, ai pus amortizor, ok? Da, este un MSP 80, de aluminiu, cu filtru de pe 100, intercură pe 76, cu traseu pe 63, câteva furtune de apă. În principiu avem o turbină de Audi A6, 2260, la bază, făcută hibrid 2568 și cu șerpi custom. Îmi place foarte mult că îl vorbești așa cu mințel acolo, stă frumos și... Da, da, zici că e matematică. Emoțiile, mai mult. Și spune acolo cu zâmbetul pe buze, șerpișor, tot ce trebuie. Da. Bun, acum spune și mie, tu crezi, poți să închid eu sau acum? Da, că te ajută, da. Închid eu, mai bine? Spune-mi. Crezi că mai există vreo Skoda Octavia ca ta în România? Nu. Deci nu mai există ca... Nu mai există. De ce unică? Da. De interior deja lucrurile sunt, se destul, complică. Sunt destul de interesante. Nu mai ai opritor la ușă? Nu, este foarte grea. Bun. Este foarte grea pentru că, ia uite ce avem aici noi pe fața de ușă. Boxe, peste boxe, peste boxe. Sistem audio de care ai? În principiu este combinat, să zic așa, mai multe difuzoare, mai multe firme, de la Avatar, Hannibal și Apocalypse. Dar de ce le-ai combinat toate? Poftim? De ce le-ai combinat? Exact, asta ce spuneam. Am vrut prima oară Avatar, mi-a plăcut, s-a ars un difuzor. Ulterior am vrut Hannibal, am vrut cel mai bun, s-a ars poate un difuzor. Am vrut, deci tot timpul s-au făcut mici upgrade-uri. Tu ești genul de om care de asta ai băgat 40.000 de euro în ea, pentru că niciodată nu ai fost hotărât. Nehotărât, exact. Nehotărât. Hai să intrăm la interior, pentru că aici am văzut câteva chestii. Vino, Magi, te rog frumos. Așa, nu știu dacă pot să ținem, o să ținem ușa așa cu piciorul. Un pic mai greu. Așa. Și aici la interior avem scaunul ăsta de CC, sunt astea, nu? Da, sunt de CC. Și față și spate. Volanul ăsta? Este de Octavia 3. Deci de Octavia 3. Da, este de Octavia 3. Și ce văd eu? Văd un bord făcut din Alcantara, da, cu sut. De mine. Tu l-ai băgat, nu? Nu este prea bine, este primul ori făcut de mine, dar sper să fie al doilea mai ok. Mai știi care era chestia? Dacă era cusătura asta... Mult mai dreaptă. Exact. Aici era mult mai ok, știu. A, și aici, mamă, aici chiar e strâmbă rău. Acum exact. Vă știu că e strâmbă rău. Dar, într-adevăr, eu am făcut un volan la un moment dat și băi, și era cusătura aici pe airbag. Și era doar una ieșită într-o parte. Se trage în momentul când mă pleci. Da? Da. Nu știu, pe mine mă seca pe creier. Dacă îmi vedeam aia că îi pun, strâmbă, mă seca rău. Eu nu mai uit acolo. Nu te mai uiți, nu?
Și văd că mai ai și un virtual cockpit, nu? Da, sunt făcute de mine, nu există pe Octavia 2. Hai să punem contactul, să vedem. Vezi că e mișto, asta e aftermarket, nu? Da. Dar nu stai seama, frate, că nu stai seama că este. În momentul de fapt nu s-a terminat, recunosc. Nu s-a terminat, urmează să-i fac o altă ramă printată 3D. Bă, dar e mișto tot și se vede puțin pe aici, că nu e original, adică dunga e albă, pe celorlalți nu există, nu? Nici nu știu. Nu de după Tiguan, ceva de genul e făcut. E o combinație. Da, ai făcut toată consola centrală portocalie, asta îmi place cum arată, chiar. E făcut limie, vopsele de mine, toate plasticele de aici. Chiar arată bine, într-adevăr. Trebuie asta și văd că ai și un plafon... Înstelat. Înstelat. Da. Mișto, cred că trebuie mai multe stele, dacă mă întreb. Cred că sunt 500. Seara să vedem mai ok. Acum sunt mult mai, nu știu să spun. Ce, nu înțeleg ce este aici. Ce cocoș? Așa vine. Așa vine. Așa vine de la Octavia 2. Cocoș asta? Da. Mai spun că am cumpărat toate plasticele astea, toate astea originale. Ah, că sunt nu există, negre. Adică gen pe Octavia 2 decât pe cele VRS sau ceva de genul. Mm-hmm. Da, chiar foarte fain, trebuie să le găsești. Am fost de departe, ca să spun să le cumpăr, nu le-am găsit. Bun, la interior ce ai făcut? Că ai aici un niște ceasuri de Boost. Am pus momentan niște ceasuri, unul de GT și unul de Boost. Oricum o să dispară, nu-mi plac de nicio culoare. Bă, nu e rău, așa puțin fiind de supra. Exact. Deci chiar mi se pare... Dar vreau ceva de Sirocco. Am văzut ale de aici sus, da. Exact, mult mai da. Ok. Ala de Sirocco mi se pare și mie. Deci le vreau mult mai ok. Fenomenale. Și la interior mai alte modificări? Da, sunt destule. Mai zic. Ce să spun în principiu? Mașina nu a avut cotieră. A trebuit să-i pun cotieră, nu a avut. Geamuri electrice, nu a avut mașina de fabrică pe spate. Ok. A trebuit desfăcut tot bordul. Ulterior mașina n-a avut nici climatronic. Mamă, aici la climatronic, nu, exact. Că nu vreau să știu, că mașina am făcut ce treabă. Mașina nu a făcut așa ceva, i-am pus eu, este climă după 2015, după pasaje CCU, ceva de genul. Tot bordul jos, nu? Da, tot bordul, n-am rămas decât fire, atât. Cum a intrat bagheta de pasaje CCU în spate? Păi hai să spun, cred că am fost singurul când s-a apucat de chestia asta. Uh-huh. Am încercat câțiva oameni să facă, le-am dat ideea, dar tot n-au reușit. Ok. Partea de spătar. Se poate face doar din două bucăți, se ia partea de tablă de Octavia și buretele de CCU se asamblează pe el. Okay. Partea de șezut nu o să se merească niciodată. Partea de jos de prindere, în momentul când tu o aplici, o bagi în partea de jos, se susține și jos de tot, în partea din față, trebuie să pui două prinderi, este foarte ușor, atâta. Ok, poate da niște poze să le lăsăm și... Să le lăsăm și lor. O să mergem și după aceea în spate, Madi. Dar observi aici două fire înădite. Ce-s astea? Firele respective, în momentul de față, încă n-am terminat mașina. Sunt firele okay? pentru DRL-uri, da. Și ok să fie așa? Sunt firele din față, gen... Nu e foc? Nu să niciodată foc mașina. Dacă spun câte ai fire are, nu o să niciodată foc. Da? Bun, hai să vedem și spate cum arată. După aia dăm și ok, mamă, dar greu ești, bă, de aici. Ce înălțime ai tu? Băi, frate, că mă îmbătrânim, mă, îmi pot să mai dau jos de mașină. Foarte multe chestii. Cum? În spate am foarte multe chestii, de-aia spun, da? Unde? Uite, spate aici? În parbagaj. Ia, hai să vinci în parbagaj, Mati. Mamă, deci ce? Să nu mă juri. Da, am foarte multe chestii. Oh my fucking God! Da, exact. Eu mă ocup și cu poliș, de aceea poliș care se și fară și etc. Eu acum înțeleg de ce mi-ai spus tu mie că nu e făcut mașina exact. Asta, că ai de multe fire. Mașina la bază, în principiu, are cam 3 amplificatoare. Și este managementul vechi în partea stângă. Man, dar de ce s-a tăiat cablul peste tot? Am vrut tot timpul să fie ceva mai diferit, dar câteodată îmi prea să poate. Bun, exact. Explică ce e partea stângă, unde filmează acolo. În partea stângă sunt, este practic managementul de perne, exact ce vorbeam, e cel vechi. În partea aceasta, în partea din spate butelia, sunt... compresorul? Da. Amplificatoarele? Da. Și în partea asta mai am cu o baterie. Încă deci practic mai am cu o baterie, exact. Și chestia asta, subwooferul ăsta mare, ăsta merge? Da. Și de ce în jos? Locul în mare parte. Adică cred că am stat să mă gândesc la chestia asta, cum o să fac locul să stea și toate cele foarte, foarte mult timp. Și se aude în jos, în pământ? Nu în pământ, face rezonanță în mașină. Ah, ok. Practic face o incintă în mașină. Se aude, dar n-am vrut ceva voial la aia să dezmembreze mașina. Am făcut omul nostru studiu mai incintă. Alții fac incintă atâta, el a făcut toată mașina incintă. Da, este cam așa de gros. Este mult mai gros pentru că altfel dacă nu spărgea. Hai să dăm ok și vedem cum se aude mașina. Bă, da, uite, asta înțeleg eu prin mașină modificată. Eu nu o să fiu niciodată la nivelul ăsta, adică să modific o mașină felul ăsta. Deci e frică să merg cu ea, sincer. Ia, dă-i ok. Frumos. Dă-i și o pedală. Dar văd că scoate fum și pe lângă, pe acolo, pe jos. Da, pentru că are clapetă. Da? Ia mai de o dată puțin. Vine-o mai de puțin în partea asta. Dă-i acum. A
Au murit 10 pinguini. Într-adevăr, mașina scoate puțin fum, dar probabil da, da. N-ai cum să faci. Avem și de destul de multe modificări pe partea de motor, evident. Are și o turbină, șerp, axă cu came, sunt mai multe chestii modificate, interplor, ramise. Fără și nouă demonstrație cu suspensia, cum se ridică și cum se lasă. Să vedem și treaba și pe aia dăm un test drive cu ea. Să vedem și noi cum merg 40.000 de euro în 10 ani. Oh, frumos. Ia filmează mai de puțin aici de releul ăsta. Vino puțin aproape, care domnul nostru are și drele albastru. Da, momentul când o deschizi. Hai să arăt. Momentul când o deschizi. Acum nu. A, uite ce mișto face. A, ca să atenționeze că ai deschis ușa. Smart. Și acum e galben. Da. Bă, vezi că e șmecheră chestia asta. Hai. Cum? Să mă urc puțin în spate? Bă! Mate, ce cărucă-te puțin în spate acum. Caută mânerul, boss. Caută mânerul, unde-i mânerul? Nu e aici undeva pus? Nu. Mașina nu mai are practic mânere. Băi, nu știu, dar să spuneți semnul în spate. Păi și cum intri în mașină? Doar în interior. Ia să deschide puțin ușa. Băi, dar ăsta e nebunie curată, pe bune, să-ți scoți mânerele la mașină. Ia să vedem cum stăm și în spate. Destul de confortabil, consider. Da, în spate e confortabil, se vede că e ce bine a pornit și compresorul în spate. Chiar e faină mașina. Hai să monteze, chiar pe bune, m-a șocat treaba asta cu mânerul care nu mai există. Te-au costat farurile, că și farurile sunt custom. Farurile, în principiu, la bază sunt cele de Octavia 2 normale. Ulterior am aplicat o bandă LED cu funcție dinamică și cu semnalizare. Nu sunt cine știe ce. Și vopsite negru. Un 8 turbo? Nu, un 95 cai la bază. Un 95 cai la bază și acum este la 200... 50 ceva deja. Vezi că din 1.9 nu prea scos atât de mult cai, cum scos dintr-un 2.0. Am și 2.0 BK de făcut la 270 de cai ceva deja, nu. Și cu care e pe ca acasă? Cu 2.0 sau cu 1.9? Tot timpul cu 1.9. Da? Parcă te încântă așa când auzi văd 95 cai. Uite o întrebare foarte tare, Manea Mihai 13, cu ce te ocupi? Chiar cu ce te ocupi de să bagi banii ăștia în mașină? Eu în principiu cred că am făcut, să spun ce drept, am făcut mașini de 10 ani cam așa fac. Am făcut mașini de 10 ani? De 10 ani fac mașini. Ok. Ce înseamnă? Polish și detailing, chestii de genul, da, și modificări. Cam din chestia asta am câștigat existența. Tot ce ai câștigat-o, nu rău, are 40 de bagații în ea. 12-13 ore de muncă, vopsitorie, din chigerie. Și cum am operat-o? Deci n-ai un job fix? Nu. Foarte tare. Dar aș fi spus că ești ceva corporatist. Ok, dar ești, adică te-ar fi dat de... Da, de vădă de gol. Da. Ai tăiat mult din lonjeroane? Din lonjeroane cred că a fost tăiat vreo 2 cm, 3 ceva de genul. Ești chiar tăiat din lonjeroane? Da. Se face o gaură, da, se face practic o gaură în care apoi se sudează și ulterior o să intre planetar acolo, că altfel nu coboară suficient de mult. Dar doar la Skoda ai treaba asta? La toate, tot ce înseamnă gama vag. Hazlul Skoda asta, bă, într-adevăr, chiar are cel mai mare haz. Ia să vedem, uite, un demaraj pe ploaie, chiar sunt curios cum dacă este 4-4. 4-4. Ia să vedem, asta vreau să spun, să văd cum se simte 4-4. Dă-i, când vrei. Man, e altceva, gata, la social. E altceva 4-4. Deci se pare că orice vag cu tracțiune față e potentă, frate. Adică degeaba, vârte acolo și nimic. Aici nu mai există, asta am și vrut. Da. A durat cam aproape 2 ani și ceva până mi-am dat seama. Pentru că am avut pe la altcine a făcut mașina prin București, nu dau nume. Doar că au zis că mi-au făcut-o și de fapt practic oamenii nu o făcuseră. Și tocmai anul acesta i-am dat de cap. Să învârtă toate 4 roți, în sfârșit, după 2 ani și ceva de așteptare. A durat ceva? Da. De unde ai luat bara față? Bara față a fost cumpărată, cred că, după internet, acum 5 ani, 6 ani, nu mai știu exact. A ceva aftermarket, nu? Da, ceva aftermarket. Zici că nu găsești original, că e foarte scump. Zici că e Mercedes. Mm. Are fibră optică? Digitală, doar digitală, fibră digitală are. Wow. Poate se va filma și cu Golful lui 5, ăla frumos rău. Cine știe, eu deja tu sau Gabi Vlai cu 1M. Nu-mi dau seama acum, da. Da? Te știu oameni. Am un albastru, da. O să facem și cu acela vlog. Uite, zici că are farul de Mercedes. Oamenii chiar cred că seamănă cu Mercedes. Bă, dar nu bate așa rău. Adică mașina se bate mai rău. Ci că, din ce am înțeles eu acum mai sus băiatul ăla, că ăla după dreapta, amortizorul respectiv este mult mai afectat față de stânga. Și din cauza asta. Am vorbit deja cu un băiat în București aici și mi le face. Mi le scurtează, mi le întărește și practic sunt două amortizoare noi nouțe. Ce cutie are și ce copul dezvoltă? DQ500, în momentul de față, consider că este peste cam 500 și un pic, nu știu exact să spun. O să urmeze mai multe modificări și de aceea încă nu știu 100%, pentru că vreau să fie 400 plus ca anul ăsta.
500 de Nm, că ai spus la exterior 45. Da, 450-500, cam așa, nu știu să spun exact. Da, cam așa, știu că ultima oară când am făcut 62 la cutie, mi s-a comunicat că o să aibă maxim 500 de Nm, ceva de genul spus. A meritat această investiție? Da. Dacă pe tine te face ceva fericit, este cel mai important. Financiar să vorbim acum este nu. Evident, dar dar fericirea nu are un preț. Exact. Ce modificare vrea să faci pe viitor? Bă, asta chiar vreau să te întreb și eu. Okay. Adică la... Hai să începem și cu chestia asta, că multă lume nu știe. Mai vrei, nu? Urmează deja. Am deja câteva comenzi pe așteptare. De ce spun? Eu, în mare parte, îmi comand chestiile pe AliExpress. Toată lumea să zică, domne, cum o să spui pe AliExpress? Da. Multe chestii pe AliExpress sunt originale. Originale chinezești? Originale, sau originale. Mai de în România, unele. Am să vă trimis câteva poze să vă dați seama. Că și-am rămas surprins, șocat. Păi și cum vinde chinez original? Cum în principiu sunt făcute în România și trimise în China. Multe, multe, multe firme, da, trimite în altă țară. Și de ce le-ar vinde? Că pe Alex sunt mai ieftine ca România. Da. Am cumpărat acum o mașină, o să urmeze să aibă Xenon AFS, cel după Passat B6, Octavia 2 facelift, okay, cu funcția de cornering, stânga dreapta, respectivele piese pentru a le face funcționale ai nevoie de cântar față, cântar spate și filele aferente și un modul. Okay. Eu le-am cumpărat deja după AliExpress, cântarul pe față, cântarul pe spate, am dat 300 de lei, noi, originale. O cântări deci bine? O cântări bine? Da, exact. Chiar a cântărit foarte bine și cablurile aferente, adică să fim serioși acum, cu 10 milioane, zicem mai estimativ, să faci mașina țiplă, consider. Hai să vedem și un 0-100 de aici, că e liber, când ai liber în spate. Vedem cu SP-ul. Poți văd că și cecul, dar cecul ăsta e roșu aici la tine, da, e galben. Da, da. Când vrei tu, dă-i dacă vrei. Oh, vezi că a plecat rând de tot. Mamă, gata că e sută, nu mai așa să plece în felul ăsta, jur. Dar pleacă foarte tare. Mamă, plecat bine de tot, chiar nu mă așteptam. De obicei la o mașină cu pernă de aer și modificată în felul ăsta, nu trebuie să meargă în felul ăsta. Avem și un mic popcorn. Mamă, dar plecarea mi-a plăcut maxim, jur. Deci plecarea este fenomenală. În principiu la cutiile astea nu prea la DSG nu prea ai voie să faci multe lanciuri. A, deci ai făcut acum... Am făcut doar un cadru. Așa, cred că am făcut 3 până acum, maxim. Câte vieți are la DSG-ul ăsta? Cam câte vieți are? Depinde cum abuzezi. A, deci erau șanse să pice acum, nu? Se spune. Ok, bine că n-a picat. Exact. De unde ai luat grila Fagure? Întoarce mai și facem înapoi. Grila Fagure am cumpărat-o după internet. Cred că am căutat-o pe Miltec sau ceva, nu mai știu, era un site din Germania, nu știu să-l spun exact, să-l și pronunț exact. Dar știu că respectiva grilă se găsește foarte, foarte greu. Foarte greu se găsește. Da, și cât a costat? 6 milioane sau 5 milioane, ceva de ce? 100 de euro, să zicem așa, plus minus. Uite, aici un oltean de-al nostru, ăsta are soft pervers, dacă e de olt. Adevăr, oltenilor le plac softurile, ca ai mulți. Cu cât pune lumina ambientale? Luminile ambientale, mare parte, cam pe old, să spunem așa. Că sunt diferite prețuri, toată lumea știe lucrul ăsta, că în București sunt mai scumpe. Dar 10-11 milioane, ceva de genul. Nu e scump. Cu montaj, cu kit-ul la tine, nu? Da. Bă, chiar nu e scump. Și pentru poliș, poate să mă caute oamenii. Poliș, farul sau și caroserie? Și farul, și caroserie, și orice. Cât a costat conversia la 4x4? Conversia la 4x4 a costat destul de mult pentru că când te apuci și o faci de unul singur, este foarte greu. Ceea ce nu știe multă lume e că mașina asta este un Golf 5. De ce spun că este un Golf 5? Stai două secunde. Ah, ok, spune așa. Cadru, cardan de Golf 5. Da? Nu e mai lungă asta? Nu, este la fel. Adică distanța între punți e la fel? Este la fel, este identică. Deci cardan de Golf 5 la bază, da? Simt și noi lucrul acesta. Ulterior s-a pus o punte de Passat B6, completă, cea de aluminiu, care multă lume zice că este păguboasă, okay, deoarece se rupe în momentul, nu știu, demontării pieselor, etc. Ulterior mașina a fost și tracțiune față, parcă cutie de transfer de Passat B6 și cutia a rămas de Golf 5. Ok, deci eu pe un Frankenstein. Exact, și pompa de ABS a fost de Octavia 2 facelift, parcă. Ulterior acum am ultima generație de 2017-2018. Eu stau să mă gândesc când schimb tu o piesă la ea. E foarte greu. Pentru că nu mai merge nimic pe seria care o să iei. Da, da. Tu nu mai știi ce toată mai e. Toată lumea spune același lucru.
Mi-e frică că dacă iau mașina de la tine, ce multe lume am întrebat, domnule, dacă îmi cumpăr mașina de la tine, ce o să fac? Nu, trebuie să dai o listă cu ce ai făcut, ce e acolo, ce e acolo. Ca să poată să seama omul. E foarte ușor oricum. Nu te-a luat rarul? Ai avut probleme cu poliția? O singură dată am avut problema asta, doar o singură dată, în prostia mea. Mi-am asumat, am făcut o mașină stoc în 14 zile cu tot, cu motor, cu tot, absolut totul. Și după aia câte zile ai făcut-o înapoi? În 2 ore. Am pus decât turbina cu firea durului momentan. Vai de capul meu. Doamne ferește, nici la cei mai răi dușmani nu le doresc treaba asta. Exact. Mi se pare că aici e deja 14 zile de muncă. E ceva. Câți bani ai băgat, de ce nu ți-ai luat un BMW? Bă, îți luai două BMW-uri de bani ăștia. Da, au fost băgați în ani. Asta nu înțelege mult. Că nu ai avut deodată, n-ai avut 40.000 deodată. Dacă tu ai toți banii deodată, evident că ții direct o mașină șmecheră, cum s-ar spune. M-ar zice românul, bă, mi-au un BMW șmecher. Un F10. Exact. Acum e... La modă. E 46-le. F10-le e un fel de 46-le. Da. Un fel de bufdiță de 60. Exact. Nu mai e șmecher cu F10, ești cu F10 acum. Cam așa. Cât a costat, cu ce preț ar vinde-o? Nu cred că ai vinde-o. Nu știu dacă aș putea să vând, pentru că multă lume, dacă aș spune, domne, am un preț de listă atâta, spune, domne, ești nebun. Și mai bine, nu, nu o să fac. Dar tu ai o listă undeva cu toate modificările, cu prețurile? Nu, în capul meu. Mai bine. Sunt toate. Mai bine. Da, păi dai seama, dacă pe file-ul e raznă. Ai soție, nevastă, copil, ceva? Nu. Prietena? Da, am. Da? Da. Și te suportă? A fost mai greu la început, dar ulterior n-am avut decât să accepte. Că nu bagă de mulți bani și la un moment dat și la mine mi s-a întâmplat. Eu n-am avut niciun concediu, cred că de 5-6 ani n-am mai avut concedii. Mă așteptam să vină una aici în spate, nu mai venea o dată. Păi și Diana merge în concediu, n-ar vrea așa un concediu? E, ar vrea, da. Știi cum e. Dar scot anul. Zic, de acum că o ai la un nivel oarecum, să mă trimare și în concedii. Păi bune, că e... Da, exact. Adică trebuie și treaba asta cu concedii. Și să te duci și în concedii cu ea. Cred că ar fi o satisfacție foarte mare să pleci. Mașina sau? Da, cu... Ah, ok. Bun, nu știu, lasă asta pe clip sau? O lăsăm, lasă așa. Da. Cum ai scos numele de tibe? Foarte ușor. Deci este foarte ușor, te duci frumos la ghișeu. Îi spui doamnei de acolo, doamne, vreau un număr pătrat. Da, într-adevăr, la noi se practică în România spusul nu se poate, nu se poate, nu se poate. Ba, se poate. Foarte ușor. Deci fără să intervin cu absolut nimica. Suge portiera? Nu, suge, dar la câte boxe stai aici pe ușă, să nu te sugă pe tine boxele astea când ai drumul tare la ele. Cum rezistă așa drumuri? Chiar, eu nu știu, uite, acum mergi cu 40 la oră. Și... E foarte, foarte confortabilă pentru mine mașina. Da, asta e viteza ta de mers, nu? 40 la oră. 40-50, cam așa. Cam așa, nu? Da. Câtă bătaie de cap a fost până a ajuns mașina asta jos? Nici nu vreau să mă gândesc. Gândiți-vă că ultima oară anul acesta, anul trecut, un an de zile, doar în garaj o vedeam. Doar în garaj o vedeam. A fost toată desfăcută. O să vă trimit și poze să le vedeți. Deci a fost toată desfăcută, nu mai era planșe bord, nu mai era absolut nimica. Și am stat cu, cum să zice, cu fiecare firicel în parte să-l iau, pentru că mașina n-avea geamuri electrice pe spate. Avea doar pe față. Și ulterior, ca să faci lucrul acesta, necesită foarte multă răbdare. Deci foarte multă răbdare. Și atenție, răbdare. Că când lucrezi cu fire, exact, cu asta, să nu iei foc după aceea. Exact. Și apoi să le și codezi, să și meargă mașina. Că asta e problema cea mai mare, că multă lume nu știe. Că tu le pui, le codezi și ulterior o să vezi acolo că ai foarte multe erori. Ce culoare acela e aprins acolo în bord? Ce cu acesta cred că este de la... I-am pus în ultima oară acum un NEC 2012 sau 2010, ceva de genul. Și trebuie să codezi niște bujii. Releul de bujii nu se nimerește cu... Practic nu se pupă cu chestia asta cu mașina, nu știu. O întrebare mai pune, în cât consumă mașina asta? Păi se vede. 13,2 în momentul de față. Bine, am mers oricum mai agresiv. La drum lung mașina mai mult de 6 nu face. În oraș cred că face 16 maxim. Maxim. 16 consum? Da, 16 în fața. Banda consumă cât V8-ul meu pe bune. Da, consumă foarte mult pentru că ultima oară când am făcut acum soft-ul, nu știu, consider că n-a mai fost ceva ce trebuie. Mulți au spus că domne, că 4x4, că automată, că etc, etc, dacă totuși. Și ăsta e un factor, dar nu atât de mare. Nu atât de mare, evident, am spus și la toată lumea. Câte lipuri ai spart? Niciun. Ăsta e singurul din 7 ani pe care l-am. Ok. Foarte bine, înseamnă că ai foarte mare grijă de ea. Da. Și o întrebare pe care vreau să o pun eu, ți-o adresez eu aici. Ok. După 10 ani, 40.000 de euro băgați într-o Skoda, regreți un moment niciodată că ai băgat banii? Niciodată. Niciun regret, unul mic acolo, în suflet, în colț acolo. Nu există, nu există. Deci, toată lumea are un viciu. Orice om are un viciu, nu există om fără vicii. Nu contează. Dar dacă bagi banii la aparate, la un moment dat, doamne ferește, nu cu groază sau fumezi, nu credeam nici treaba asta, sau bei, la un moment dat ai un regret.
Dar tu de ce n-ai nicio regret? Oamenii aceia au regret și spun și de ce. De ce? Pentru că banii aia nu mai vezi. Ei, eu în schimb, măcar dacă am băgat în mașină, îi văd în fiecare zi. Îl văd în fața casei, nu contează unde îi văd, dar îi văd. Ei nu mai văd banii respectivi. Adică tu vrei să spui că dacă aș veni acum, te-aș arăta 40.000 de euro, ți-aș spune aici, ia, e tot frumos. Ok. Tu ai preferat să vezi în continuare mașina ta decât 40.000 de euro? Da, de ce nu? Doamne. De ce să-mi fac asta? Eu aș dau cu 40.000 de euro pe a mea. Pe amândouă le-aș da cu 40.000 de euro. Mi-aș da după aia alta, oricum da. Nu, când asta a fost mașina în familie și numai eu pot spune că știu ce înseamnă să muncești atât de mult la o mașină. Da, pe deci, nu știu, nu... 40.000 sunt 40.000. Sunt 40.000, toată lumea spune acest lucru, da. Și să mai punem prețul de achiziție a mașinii. Deci fără preț de achiziție? Fără preț, pentru că mai costă, nu știu, 18.500, a fost nouă luată în leasing la Craiova. Deci mașina asta valorează 70.000 de euro. Da. Adică cât două Skode noi, trei Skode noi, cât da. O Skode acum. Da, da, ceva de ceva. Da, eu sincer l-aș fi dat 40.000 de euro acum, 40.000 de euro cash, aș fi zis mulțumesc mult. Cred că 40.000 dacă ar putea să-mi dea cineva, cred că mi-aș cumpăra o casă sau de apartament, ceva de genul, nu știu. Dar nu e de jantele, ia zi-o pe aia. Da, exact, nu da fără jante, fără jante, nu. Și fără perne. Am înțeles, uită pernele, da. Știi? Da. Bun, fraților, încheiești noi vlogul cu această Skoda. Băi, o mașină foarte faină, e chiar o mașină custom, o mașină de pasionat adevărat. Eu când vorbim genul ăsta de mașini, sincer, nu mă consider pasionat. Adică n-aș avea răbdarea să stau un an de zile cu mașina în garaj să mă uit la ea sau, nu știu, să-i fac tot felul de swap-uri. I-am făcut și eu un schimb de diferențial și m-a secat sau are o termă aia, că am făcut și o treabă asta și am zis că nu mai vreau să-mi facă viața mea așa ceva la o mașină. Da, mașina e de apreciat, proprietarul la fel e de apreciat că a avut răbdare 10 ani. Dacă voi v-ați face, ați băgat banii ăștia într-o mașină, fie ea că e Skoda, fie că e BMW, orice marcă, vreau să văd în comentarii. Și dacă aveți o mașină faină pe care vreți să o prezentăm, aștept mesaj pe... Hai să facem o mică paranteză. Spune. Mașina ce va urma să aibă, cheile zău, cheile Sentry. Cât? Singura. Cât costă modificarea asta? 1500? De euro? Da. Eu sincer mă mulțumesc cu șeptarul meu, bachia în butuc, așa fac. Da, da, momentul ăla când pui mâna pe mâner și se deschide așa, și apeși da. Pe buton. Da, și când ai 1500 de euro în buzunar. Hai! Bun, fraților, încheiem noi vlogul de astăzi. Pe data viitoare, toate cele bune. Pa, pa!